începem un nou vlogmas. Începem acest vlogmas un pic cam târziu. Este ora 7, dar nu este ziua terminată pentru mine. N-am mai deschis de 3 zile calendarul advent și am zis să vă arăt și vouă, să deschidem împreună, să vedem ce se află în aceste 3 cutii. Sunt 3 cutii mari, după cum vedeți. N-am deschis pe 11, pe 12 și pe 13. Așadar, vom deschide astăzi. Și astăzi se întâmplă, împodobim pradul. Ieri am cumpărat pradul. Se potrivește foarte bine aici. Văd, mă așteptam să fie un pic cam mare, dar nu este mare. Avea doar un vârf foarte lung. Noi am tăiat puțin din el, cât să putem să punem și noi vârful și să nu mai fie atât de lung. Am pus doar vârful și am pus bradul pe poziție, dar eu îl voi împodobi cu voi, așadar rămâneți alături de mine să vedeți cum voi împodobi bradul. Și nu vă spun cum miroase aici, miroase extraordinar. Îmi place mult cum miroase așa brad, miroase a Crăciun. Nu știu dacă va participa și soțul meu la împodobirea bradului, eu sper să da, dacă nu, îl voi împodobi singur, oricum nu este foarte, foarte greu. Îmi place foarte mult bradul acesta și abia aștept să-l văd împodobit și să văd cum va arăta în albastru, pentru că albastru voi face, albastru, argintiu și alb. I-am pus apă la prat și acum aștept puțin să se obișnuiască el cu temperatura din cameră, pentru că l-am scos din garaj unde era prea frig și aici în casă este destul de cald, așa că trebuie un pic să se obișnuiască. Soțul meu s-a dus să ia ceva de la McDonald's, pentru că astăzi seara nu mai am timp să gătesc și am zis că mâncăm ceva de la Mac, pentru că oricum au cupoane și am zis că astăzi facem o excepție și păcătuim și ne luăm ceva de la Mac. Deși nu este prea sănătos și îngrașă, dar hai, nu mănânc în fiecare zi McDonald's. Eu de dimineață m-am apucat să fac curat, a trebuit să mai strâng pe aici prin casă, am dat cu aspiratorul, am mâncat și noi ceva la micul dejun, cam așa s-a desfășurat ziua mea, nimic special, n-am avut ce să vă arăt, pentru că m-ați mai văzut făcând curățenii și dând cu aspiratorul, și nu am vrut să fac vlogmas despre același lucru. Așadar am zis că las acest vlog mai doar pentru împodobirea bradului și abia aștept. Haideți să vedem ce se află în cutiuța cu numărul 11 din calendar. Nu știu ce ar putea fi. Haideți să vă arăt mesajul. Our Ultra Smooth Exfoliating Care. Mă gândesc că este ceva de exfoliere, un scrub. Haideți să vedem. Da, este un scrub, Botanical Scrub, pentru corp. Pentru toate tipurile de piele. Vă că scrie aici. Are 30 de mililitri, este fără parabeni, da, e foarte interesant, deși eu am încă un scrub de corp, dar îl voi folosi și pe acesta, miroase bine. Îmi place, nu pot să zic ce miroase, nu știu, dar îl voi încerca și vă voi spune cum este. Nu știu cât mi-ar ajunge acest tub, 2 aplicări, cred, nu știu, o să văd. Următoarea este numărul 12.
și mesajul. Mie mi este aici cam friguț pentru că am geamul deschis, am zis să nu fie chiar atât de cald pentru Brad, dar cum termin aici cu voi de vorbit, îl voi închide pentru că este destul de frig afară. Hai să citesc și eu, The Peppermint in the Purifying Gel Mask. Este o mască. Oh, tot un tub de 30 de mililitri. Este o mască, un gel mască cu mentă. Ce interesant. Și uitați ce frumos arată tubul acesta. E ca acel scrap pe care l-am primit eu în primele zile pentru față. Oh my god. Miroase a pastă de dinți. Miroase a pastă de dinți. Se aplică pe zona T sau pe toată fața de două ori pe săptămână și se lasă 10 minute. Așa arată. Vă voi spune în vlogurile viitoare cum mi se pare, pentru că cu siguranță îl voi încerca, o să-mi fac o mască zilele viitoare. Pentru că de când nu mi-am mai făcut, au trecut, cred că a trecut o săptămână de când nu mi-am mai făcut, pentru că știu că era weekend când mi-am făcut masca și... Haideți că am scos ăsta, vorbind aici cu voi, l-am și scos pe numărul 13. Uitați aici. Să vă arăt și mesajul. Avocado oil, cream shampoo. Și avem aici 50 de mililitri. Cred că toate din calendar sunt această mărime, 50 de mililitri și acest fel de tub de 30 de mililitri. Cred că ceva mai mare nu o să avem în calendar. Este pentru păr uscat. Este nutritiv cu ulei de avocado. Da. Acesta este. Super. N-am încercat până acum șampoane de la ei. Oh my god, ce bine miroase. Miroase super. Așadar, acestea sunt cele 3 zile din calendarul advent. Le voi băga momentan la loc, după aceea le voi pune unde trebuie. Eu momentan atât am avut să vă zic, când ajunge soțul meu vă arăt ce mi-a comandat de la McDonald's, deși nu e ceva extra wow. El și-a luat ceva rosti? Nu știu, este un burger acum nou, am înțeles, de Crăciun. Oricum o să vă arăt ce am luat de la McDonald's și după aceea începem împodobirea bradului. Și între timp s-a întors și iubitul meu și m-am gândit să vă arăt ce am luat. Era un cupon cu Happy Meal, un Happy Meal și un meniu. Eu am vrut un hamburger la Happy Meal. Și la meniu acela am zis să iau 6 nuggets. Și am aici cartof. Am un hamburger. Pentru că nu pot să mănânc orice. Mie cel mai mult îmi plăcea double cheeseburger. Da, dublu cheeseburger, dar are lactoză și nu mai pot să mănânc. Acum mi se cam pomică. Acestea sunt calde. Și am și nuggets, 6 nuggets. Diferență prea mare
dintre McDonald's-ul de aici și McDonald's-ul din România nu prea este. Adică, nu știu, eu nu am găsit, oricum nu mâncam foarte mult la McDonald's. Nu prea încerc noutățile, ce am mai mâncat a fost McChicken. Hamburger. Dublu cheeseburger, este cam la fel. Și iubitul meu și-a luat tot așa un cupon și acest fel de cartof. Mihai, zi, pomez? Curly fries. A? Curly fries. A? Curly fries. Și-a luat și el, cred că era la cupon. Nuggets? Nu prea a avut, au avut astăzi foarte multe cupoane, pe gustul meu. Și ce are el aici? Un Big Roasty. Hai să vedem cum arată. Uitați, așa arată. Bacon. Brânză. Interesant. Miroase a bacon. Miroase a bacon și cartofi. Porție mare de cartofi. Și toste. Un sos cu ceva ceapă. Sour cream pentru cartofi. Și sos pentru nuggets. Avem dulce acrișor. Și ketchup. Cam asta este cina din seara asta. Haideți să vă arăt ce jucării mi-a picat. V-a zis tras ceaiul. Cu animăluțe, vă-l. Ia uitați ce am eu aici. Uitați în șaf. O oaie. Super interesant. Doar că n-am ce să fac cu ea. Nu-mi fac fermă. Eu mă pun să mănânc, pentru că mi-este fumică. Și mă apuc după aceea de potopi prat. Produsul nostru, eu îl ador pentru că este atât de bogat și nu știu, îmi place.
place super mult, este mare, bogat și arată, arată foarte, foarte bine. Acum am pus și instalația, care este foarte mișto, mi se pare. Are o grămadă de culori. Dacă nu știați, eu am instalația aceasta de la Lidl, Smart Home, și poți să faci diferite modele. Îți pui o aplicație pe telefon și poți să controlezi instalația și mă bucur atât de mult că am cumpărat-o. Chiar nu regret, a fost ea 60 de euro, cam scumpă puțin, dar dar cred că este extraordinară și va arăta super în brăduțul nostru. Cred că voi împodobi singură brăduțul. Soțul meu m-a ajutat cu instalația. Acum încearcă el să pună aplicația pe telefon și să vedem cum funcționează această instalație. Chiar sunt curioasă să văd în câte moduri poate să lumineze. Ja, Modus kann ich nicht machen mit Hue. Hä? Mit Hue kann ich keinen Modus machen. Mit Alexa kannst du nicht? Nein, kann ich keinen Modus einstellen. Kann ich nur Standard Philips Hue Sachen. Sonnenuntergang. Echt jetzt? Nordlichter. Fah, lass die Nordlichter. Das ist schon, aber kann nichts machen, nur an, oder? Willst auch nicht die ganze Zeit blinkend haben, oder? Das macht dich doch verrückt. Nicht ganz. Nicht immer, aber manchmal. Hast du den abgenommen? Ja, aber ich muss dafür erst noch drüben umbauen. Was noch drüben umbauen? Muss ich noch umbauen, das andere Teil. Ja, dann lass so. Diese Farbe. Wie heißt die Farbe? Das ist Nordlichter. Ich kann auch den ganzen Raum mit Nordlichter machen. Ich kann das in den Wohnzimmer, kann jetzt auch sagen, wo Nordlichter, dann passt das einfach dazu. Super. Ja, aber kann ich Alexa sagen, nur aufnehmen, ja. Warte. Schalte den Weihnachtsbaum an. Alexa, schalte den Weihnachtsbaum aus. Tut mir leid. Ich kann kein Gerät mit dem Namen Alexa finden. Muss den Alexa wieder hinzufügen. Okay. Cred că putem să controlăm instalația și cu Alexa. Să-i spunem să o stingă și să o aprindă. Ia, dar să vede nici și ești. Ia, chiar nu ar fi rău, nu mai stau eu să aprind și să sting instalația. Pur și simplu îi spun ei și îmi va aprinde instalația. Am aici și globulețele, imediat ce terminăm cu reglatul instalației, voi pune și globulețele. S-a sagt du mit Alexa? Hallo! Alexa, schalte den Weihnachtsbaum aus. Okay. Wow. Alexa, schalte den Weihnachtsbaum ein. Es gibt verschiedene Dinge mit dem Namen Nachtlicht. Welches möchtest du? Weihnachtsbaum. Okay. Juhu! Funktionează! Ich stelle auch gleich eine Routine ein. Okay. Was angeht, mittags um 4 und abends um 1 oder so. Super. Putem să controlăm instalația cu Alexa și putem să facem și o rutină, să se aprindă pomul la 4 și să se stingă când vrem noi, la 1, 2, când ne vom culca. Chiar este mega super. Și acest efect îmi place foarte mult. Uitați cât de drăguță e! Chiar merită o astfel de instalație.
Uitați în câte moduri poate să lumineze. Ja, lass ein bisschen, dass ich hier zeige, wie viele... Ja, alle Modus kann ich nicht durchschalten. Nicht alle Modus, ein paar. Gibt's viele. Guck mal, ich habe das so gemacht, dass blau und weiß blinkt. Ja, aber sind alle an? Nein. Oder werden alle an sein? Sind random. Oh, wow. Nein. Keine Ahnung. Hier vorne nicht so viele. Sind random. Ja, aber die mag ich nicht. Sieht aus wie eine kaputte. Ja, das habe ich gesehen. Aber mag ich nicht das. Wow. Wow. Ja, das ist nur braun. Ich kann das umstellen, Farbe. Wow. Ich hätte das, was wir hatten. Ah, okay. Ah, dann bleibt es schon einmal. Aber das mag schon. Și acum începe mare împodobire. Tanchișu. Să vedem cu ce începem. De globuri. Nu mai știu exact unde le-am găsit, dar când le-am găsit am zis că cu siguranță îmi vor trebui. Și uitați cât de drăguțe sunt aceste veverițe superbe.
every time the snow is falling down and it is cold outside, we gather around the fireplace and no one cares about yesterday. My favorite holiday, it means so much more than words can say, and I claim Christmas is a magic day. Sometimes I tend to forget what glory this holiday represents, but it's fair to say that Christmas is a magic day. This year I'll think about how I'm so lucky to have a place that I can come home to. Yes, I am on my way. Este o atmosferă minunată și îmi place la nebunie să împodobesc bradul. Maria, sper să termin în seara aceasta, deoarece mâine nu mai vreau să încep iar cu globurile. Vreau să termin astă seară, ca mâine să strâng tot dezastru de aici, tot sclipici, sunt plină de sclipici, peste tot e plin de sclipici pe jos. Și voi pune o păturică albă, n-am mai luat altă pătură de brad. Aveam una cu auriu, dar am zis că nu se potrivește așa, voi pune doar o păturică albă frumoasă. Și eu cred că până acum arată bine, mai am să pun și în spate, oricum mai am pe aici o grămadă de globuri, așa că trebuie puțin să mă grăbesc, pentru că nu vreau să se facă foarte târziu. Yes, every time the snow is falling down and it is cold outside, we gather. Nu credeam că voi termina bradul în seara aceasta, dar este aproape gata. Tot ce mai am de pus sunt aceste mărgele, o ghirlandă din mărgele. Eu le-am luat de la Woolworth, am dat 1,50 €. Este ca un fel de pepco, cred, un pic mai mare. O, când găsești orice și decorațiuni și tot ce vrei. Cam așa e și brăduțul. Oricum o să vi-l arăt mult mai bine când este terminat. Este ora 1, mi s-a stins și instalația. Până am terminat eu de pus toate globurile, n-a fost ușor. Au fost destule globuri, mai am câteva, dar acelea nu le voi mai pune pentru că este destul de plin bradul, nu mai am așa locuri. Oricum, dacă tot pun, o să se lase și crinile prea mult și se va vedea urât, dar mie îmi place cum e ieșit, este altceva, îl ador, este superbisim. Hai să prind instalația din nou, pentru că pare așa trist brăduțul fără instalație. Alexa, șarte-te-n bam azi. Așa, parcă este altceva. Pun repede ghirlanda și după aceea vă arăt cum a ieșit.
And somehow we knew that we'd find something true, and that everything would change from now on. Yes, from this Christmas on, this Christmas on, from this Christmas on, it's gonna be you and me decorating the tree from this Christmas on. From this Christmas on. From this Christmas on. It's gonna be you and me decorating. Terminat și cu ghirlanda, ce e drept, cred că n-ar mai fi trebuit una singură ca să mai pun și jos, dar nu-mi displace, chiar arată super frumos cu această ghirlandă din mărgele. Este altceva, până acum n-am mai încercat, deși am tot văzut astfel de produți cu ghirlande. Haideți să vă arăt rezultatul final, să-l filmez mai de aproape, să vedeți și voi cum a ieșit. O prad frumos, o prad frumos, cu cetina tot verde. În sfârșit este gata prătuțul meu. Cum vi se pare? Mie îmi place super mult. Îl ador. Uitați cât de bine arată. Nu știu dacă mai îmi trebuia o ghirlandă din acesta cu perle. Sau este de ajuns. Eu am avut doar două. Nici nu știu dacă mai găsesc. Dar mie mi se pare suficient. Mi se pare că este destul de încărcat. Am încercat să pun, nu știu, pe unde am văzut, în orice col am pus câte un globuleț și îmi place, de nu mai pot, îl ator. Niște culori așa frumoase și îmi plac și aceste decorațiuni diferite, steluță. Aici avem și veverița, conuri, fulgișori. Aici am pus și căprioarele. Astea inițial vroiam să le pun sus, la vârf, dar sunt prea mici și nu le am cum. Așa că le-am pus pe aici, pe brad. Și asta este operațiunea bradul încheiată. Tot ce trebuie să mai fac mâine este să aspir tot sclipiciul de pe aici și să pun pătură. Și bineînțeles să pun cadourile, pentru că eu am deja cadoul de la Moș Crăciun. Este acolo, dacă puteți să-l vedeți. Doar că nu m-am uitat în el. Nu vreau să-mi stric surpriza de Crăciun, așa că îl voi pune sub braț și voi vedea în ajun de Crăciun ce mi-a adus moșul. Wonders of life got the prettiest side for everyone to enjoy. Standing up close by the Christmas tree, glimmering light, I am right where I wanna be. I will be home for a couple of days, wander around with
cold, thought it'd never be true. Wherever I go, I got you. Oh, I have stopped running, there is no way trying. You better loosen your belt. Drinking hot wine by the fire, don't care of anything else. It's Christmas and some kind of love, my friend. I pray it will never end. Do you like to be here too? It's Christmas and outside snow's glistening. It's just you and me tonight. I'll spend all this Christmas with you. Oh, it's such a charm, got you up in my arm. There's nobody at the door. You said I wish this will never be over. Darling, it's time for your present. Come over here. Now it is time to get out in the snow, lighting a light with you. Choirs will sing and the joy bells will ring. Nobody loves you as much as I do. It's a wonderful feeling from floor to the ceiling. It is that time of the year. Drinking hot wine by the fire. Here on our own, we got nothing to fear. It's Christmas and some kind of love, my friend. Pick up some candy canes and hang a wreath on your door. It's Christmas and outside snow's glistening. It's just you and me tonight. It's just you and me tonight. It's just you and me tonight. I'll spend all this Christmas with you. Un singur lucru mai vreau să vă arăt astă seară și mă bag și la somn, pentru că trebuie să vă spun, sunt un pic cam obosită. Mi-a luat ceva energie împodobirea bradului, dar oricum nu o regret, pentru că la dor este minunat, instalația îmi place de nu mai pot și aceste decorațiuni sunt pur și simplu super frumoase. Abia aștept să stau mâine seară mai mult în canape și să-l admir, să-mi fac ceva cald de băut, o ciocolată caldă sau un ceai cald și să stau așa să admir bradul. Da, haideți să trecem la ce vreau să vă arăt. Este acest pachet de la Deichmann. Eu mi-am comandat niște cizme negre. Sper să aibă blăniță, pentru că nu sunt sigură. Nu mi-am dat seama din descriere. Doar că eu nu aveam cizme negre pentru iarnă. Am avut unele și cred că le-am aruncat. Am doar cizme maro și niște bocanci. Tot așa maro, bej, cu blăniță, dar vreau și ceva pe negru, nu doar pe maro, pentru că am și geci pe negru și nu se potrivește maroul. Da, aveam doar ghetuțe negre, dar fără blăniță, acele de tranziție pe care le-am cumpărat în toamnă și mi-am dat seama că mi-este cam frig în ele. Așadar, a trebuit să-mi comand o pereche de cizmulițe negre. Hai să vedem cum sunt, pentru că mi-a venit pachetul ieri și nu l-am deschis de ieri. Am zis că vi-l arăt vouă astăzi și îl deschidem împreună. Să vedem ce se află aici. Pentru că sunt tare curioasă dacă au blăniță și... De venit îmi vin singur, pentru că eu nu am probleme să îmi comand încălțăminte de pe internet. Mereu îmi vine mărimea 37, doar la pacuci de casă eu îmi iau 38-39 ca să fie mai comod, dar la încălțăminte orice 37 îmi vine. Chiar nu mi s-a întâmplat să îmi comand ceva încălțăminte și să nu îmi vină mărimea. Hai să vedem.
aveau foarte multe opțiuni pe Deichmann, ceva să zic, wow, îmi place de nu mai pot, și erau destul de scumpicele, n-aveau reducere, n-am avut niciun cod de reducere sau așa, o cutie foarte mare mi-am pus aici, dar și cutia de la acest muliț este mare. Eu am de la firma Land Rover și au costat 50 de euro. Anumit, am avut o reducere, cred. Am avut eu un cod de reducere de la o altă comandă și am dat cam 43. Deci cred că este un preț bun, de la 50 la 43. Am zis că e ok. Haideți să vedem cum sunt. Îmi par super frumoase, dar nu cred că au glumiță în momentul. Nu știu ce să zic. Uitați, ele așa sunt. Nu știu, mi-au plăcut pentru că sunt așa mai înalte. Le pot purta și cu colanți, cu blugi băgați în aceste cizmulițe. Cred că ar arăta super. Dar nu prea au ele așa multă blăniță. Au așa un fel de material. Da, nu știu ce să zic. Cred că ar fi trebuit să probez, să mă uit în magazin și să le probez, pentru că așa de pe internet nu mi-am dat seama. Da, nu au așa multă blăniță, au un material foarte fin, seamănă cu catifea sau ceva de genul acesta, dar nu știu dacă îmi îngheață picioarele în ele sau nu. Uitați, așa sunt. Ce mi-a plăcut mie este blănița aceasta. Mi-ar fi plăcut să aibă la fel această blăniță și în interior. Oricum, ele sunt aici cu sute. Așa că eu cred că nu va intra zăpada, apa sau așa. Oricum, aici în Germania pot să vă spun că dacă ninge, dacă plouă, străzile sunt curate. Bine, doar să ningă super, super mult, s-ar pune zăpada, dar oricum se topește repede pe stradă, pentru că nu știu cum au făcut ei străzile, dar nu rămâne pic de apă dacă plouă, nici zăpada nu cred că rămâne, pentru că oricum aici nu am prins zăpadă super, super mare, nu m-am amintesc de când. De acum 2 ani cred că a fost zăpadă, nu mai știu oricum cum era, dar bălți nu se fac așa că poate să ningă cât o ninge, că aici nu se fac bălți. Și oricum încălțămintea rămâne super curată, doar aici, dacă merg unde nu este stradă sau așa, se murdărește pentru că este praf și nu este asfaltat, dar unde este asfaltat nu-ți murdărești încălțămintea deloc. Da, nu știu ce o să fac cu ele, o să mă gândesc, poate ajung mâine prin Deichmann să văd, poate găsesc alt model să-mi placă mai mult, dar acestea v-am zis, mi-au plăcut, îmi pare rău că nu au blăniță. Oricum o să mai caut, mă uit la ei pe site și mă gândesc să văd ce și cum, mă duc mâine în magazin, mă uit să văd ce găsesc cu blăniță și ce îmi place. Poate găsesc tot așa un model mai înalt cu blăniță. Da, eu atât am avut să vă zic pe seara aceasta. Vlogmasul de astăzi se va încheia aici pentru că mă duc și eu la culcare să mă demachez, să mă schimb, pentru că nu o să dorm așa. O să-mi iau o pijama crăciunistică, cel mai probabil. Eu vreau să vă mulțumesc că v-ați uitat la acest vlog. Sper că v-a plăcut brăduțul meu și cum l-am împodobit. Și noi ne revedem mâine cu un alt vlogmas. O să termin complet brăduțul, să pun păturica, cum v-am zis, și vi-l mai arăt odată și mâine cu cadourile de rigoare sub brăduț. Încă nu am împachetat cadoul iubitului meu. Urmează, mâine este la muncă și cred că
Este cel mai potrivit moment să-l împachetez mâine, cât este el plecat. Așadar, eu vă doresc o seară minunată și ne revedem mâine cu un nou clip. V-am pupăcit! Pa, pa!